Calul credincios și vulpea. Un arab avea mai mulți cai, dar unul dintre ei era bătrân. Era un cal care l-a servit credincios timp de mulți ani, dar pentru că a îmbătrânit, stăpânul lui vroia să se descotorosească de el. Dispar de aici, îi spuse, și să te întorci numai când vei fi la fel de puternic ca și un leu. Bietul cal a plecat. Pe drum s-a întâlnit cu o vulpe, căreia i-a povestit de soarta lui crudă. Acum nu știu încotro s-o apuc, aș vrea să mă întorc la stăpânul meu. Încă îl mai pot sluji. Nu te amără! Culcă-te la pământ și prefă-te că ai murit, îi spuse vulpea. După care fugi la leu. Pe drum zace un cal mort, spuse, du-te și adu-l aici. Bine, se preocupă leu, dar cum îl voi căra până aici? Nu te îngrijora, prietene, îi răspunse vulpea, îl legăm de coada ta. Leul încuvință. Au mers până la locul unde era calul și vulpea legă coada calului de acea a leului. După ce strânse bine și ultimul not, mână calul, hop, hop! Auzind acestea, calul sări în picioare și așa fugi până la casa stăpânului lui, trăgând leul furios după el. Când stăpânul văzu acestea, strigă, bătrânul meu, prieten, ești mai puternic decât un leu, te primesc înapoi! De atunci, arabul nu și-a mai alungat caii când aceștia ajungeau bătrâni, pentru că un cal bun nu devine niciodată mărțoară.